găsit la starea de bine! Îmi face mare bine ca în noul an să vorbim despre teme frumoase, teme pline de lumină, de raze de speranță care să ne aducă o stare de bine în interior. Astăzi vom vorbi despre o nouă temă, starea de bine vine în interior, și anume vom încerca să înțelegem cum putem capta starea de bine, care reprezintă o sumă a tuturor rezultantelor forțelor care ne fac să fim fericiți. Vorbeam zilele trecute cu prieteni despre cum anume putem capta o adevărată stare de bine, ce anume ne face fericiți. Și am realizat că atâta vreme cât totul hotărâm în interiorul nostru și cât ne naștem singuri și murim singuri, până la urmă noi ne hotărâm singuri soarta. Noi decidem dacă vrem să fim fericiți, dacă alegem să trăim o stare de bine, dacă vom putea accesa acele forțe care ne dau fericire. Până la urmă, tot echilibrul este în noi. Oricât de mult ar încerca cei din jur să ne disturbe, dacă noi alegem să reacționăm într-un anumit fel la o problemă, este aproape ca și rezolvată. Dacă vă amintiți, printre primele ediții ale noastre, vorbeam despre principiul 90-10. Principiul acesta ne spune că 10% din tot ceea ce se întâmplă în univers este independent de voința noastră, adică faptul că afară plouă sau că ninge, faptul că luna este într-o anumită poziție, faptul că soarele luminează într-un anumit fel, este independent de voința noastră. Nu noi ne alegem să se întâmple aceste lucruri. Însă 90% din tot ceea ce ni se întâmplă reprezintă reacția noastră față de cei 10% pe care nu-i putem noi hotărâ. Și atunci, dragii mei, ce mi se pare foarte util de înțeles și de realizat în această lume este că foarte mult determinăm prin reacția noastră. Noi suntem cei care putem determina lucrurile, noi suntem cei care putem alege dacă să fim fericiți, dacă să fim nefericiți, dacă să trăim o stare de bine sau o stare foarte rea în interior. Concluzia mea este că starea de bine vine din interior pentru că noi suntem cei care ne hotărâm soarta. Noi suntem cei care facem alegeri și indiferent ce hotărâm noi astăzi, aceste alegeri reprezintă consecința zilei de mâine, adică lasă urme în viața noastră. Dacă suntem dispuși să remarcăm și aspectele pozitive ale vieții, faptul că putem avea momente foarte frumoase în viață, faptul că avem și realizări, chiar dacă viața e plină de multe ori de necazuri și de probleme, dacă reușim să ne bucurăm din ceea ce reușim să realizăm, să acumulăm, este un mare pas înainte, pentru că până la urmă momentele de fericire în viață vin din aceste clipe de bucurie, de realizare. Vom realiza la un moment dat că oricât de grea este viața, ea tot merită trăită. Și aici mi-am amintit de un caz real, un exemplu, despre un maestru spiritual care la un moment dat a fost vizitat de o mamă disperată, mama unui adolescent de aproape 18 ani, care avea gânduri foarte triste, intrase în depresie și nu mai simțea că viața merită trăită. Mama a venit disperată la terapeut și l-a rugat să facă ceva cu copilul ei pentru că nu știa ce să facă să-i însufle optimism, curaj de viață, dorința de a trăi. Terapeutul i-a spus mamei că ar dori să vorbească singur cu băiatul pentru că avea să discute de la bărbat la bărbat. Sigur că rămânând singuri cu împreună cei doi bărbați, terapeutul l-a întrebat pe băiat, de ce nu mai vrei să trăiești? Și el a spus, pentru că nimic nu-mi iese bine, pentru că am numai nerealizări. M-am îndrăgostit de o fată care m-a părăsit. Nu reușesc să realizez nimic, nimic nu-mi iese cum trebuie și nu mai îmi doresc să trăiesc viața asta. Terapeutul, un psiholog, i-a spus, ok, e alegerea ta, până la urmă tu vii, tu pleci, hotărăști ce vrei tu, dar gândește-te un pic că în momentul în care pleci, o să te duci acolo undeva unde se analizează faptele tale. Bineînțeles că fapta asta este una foarte rea prin care abandonezi viața și practic n-ai credință, n-ai dorința de a duce misiunea care ți-a fost alocată. Bun, să zicem că stai la coadă la întrupări până când la un moment dat ți se va aproba să vii iar în lume. Vei trece din nou prin starea de copil de grădiniță, vei trece din nou prin clasele primare, vei învăța de la început, o vei lua cu tot în viață de la zero, dar bineînțeles conjuncturile în care vei veni vor fi mult mai nefericite și mai dificile față de acestea din viața de acum. Pentru că până la urmă, după un astfel de gest, nu te poți aștepta să se întâmple lucruri bune.
Ca o sinteză, i-a spus tânărului că practic e liber să ia viața de la capăt, dar după niște încercări destul de mari, și va ajunge din nou în acest punct aproape de 18 ani și practic va avea din nou opțiunile în față. Dacă ar alege acum să își reconsidere momentul în care este și să reconsidere starea în care se află, să aleagă să trăiască frumos, să se bucure din tot ceea ce are, să realizeze că întreg universul nu se prăbușește dacă renunță sau se ceartă cu o fată, dacă nu mai are o relație pe care el se baza, dacă cineva îl părăsește, până la urmă toată alegerea este în el și toată fericirea este în el, până la urmă va fi liber să trăiască foarte frumos acum, ca să nu reia o viață care poate ar veni mult mai dificilă în alte conjuncturi. La un moment dat i-a spus tânărului că este liber să facă pasul, că îl încurajează să-l facă, dar că o va lua de la capăt cu tot ce este mai greu în viață. Tânărul a ieșit din cabinetul de terapie și n-a spus nimic, însă în zilele următoare a început să coopereze cu mama lui, să vrea lucruri, să-și dorească lucruri, să își propună să realizeze și chiar să aibă succes în ceea ce face. Mama l-a întrebat pe terapeut, revenind la acesta, ce a făcut cu copilul ei, de acesta e cu totul alt om. Terapeutul i-a explicat că, de fapt, fiecare este liber să aleagă, însă va trăi cu consecințele faptelor lui și că, până la urmă, noul decor va fi mult mai dezavantajos decât acesta. Până la urmă, aceasta este viața, o sumă de decizii, o sumă de acțiuni, de sensuri giratorii în care ne schimbăm direcția și până la urmă nimic nu este greșit, nu suntem obligați să facem nimic, nimic nu trebuie. Însă odată ce alegem un lucru, trebuie să acceptăm 100% consecințele care vin. Și dacă tot ne gândim că 90% din tot ceea ce ni se întâmplă reprezintă răspunsul nostru la cei 10% pe care nu-i hotărâm noi, nu credeți că ar merita să fim foarte atenți la ceea ce facem de azi înainte? Pentru că tot ceea ce facem astăzi ne determină viitorul, ne generează ziua de mâine. Starea de bine și fericirea este direct proporțională cu acceptarea prezentului, pentru că singurul moment pe care noi îl putem influența este cel de acum. Este cel mai important. Cel care a trecut nu mai poate fi influențat, s-a consumat, s-a dus și noi suportăm acum anumite consecințe. Prezentul este singurul operabil în care putem face lucruri, iar viitorul este permanent schimbabil, variabil, în funcție de ceea ce noi alegem să facem azi. Dacă momentul acum este cel mai important din tot ceea ce putem noi face, de ce să nu alegem să trăim frumos, să facem acele acțiuni care ne aduc stare de bine, care ne aduc fericire și până la urmă, dacă noi realizăm că totul ține de noi, de decizia noastră, că fericirea noastră nu stă în mâinile altuia, indiferent cât ne-am obișnuit să credem acest lucru, vom realiza foarte frumoase lucruri în viitor. Până la urmă, să realizăm că dacă azi pierdem un job, nu este pentru că noi n-am făcut ce trebuie, ci poate că acel job ne-ar aduce nefericire în viitor. Poate că dacă astăzi o persoană ne abandonează, se desparte de noi, poate că acea persoană nu este cea potrivită nouă. Poate nu este cea cu care noi avem treabă în viitor și cea compatibilă nouă pentru ceea ce avem de făcut. Poate că dacă astăzi ni se închide o ușă, este pentru că acea ușă nu ne aduce fericire, nu este pe calea noastră, nu ne duce la realizarea misiunilor pe care ni le-am propus în viață. Dacă acceptăm înțelepciunea că până la urmă noi ne decidem soarta, noi alegem viitorul și singurul moment prin care putem face acest lucru este acum, vom face lucruri extraordinare în viitor, pentru că până la urmă putem să înțelegem că acceptând prezentul și acceptând ceea ce vine acum în viețile noastre, ne putem decide viitorul și putem aduce acel viitor în viețile noastre care să ne facă fericiți, care să ne confere o adevărată stare de bine. Dacă ne uităm în jur și vedem oameni fericiți, observăm cu atenție viața lor, vom vedea că aceștia nu sunt lipsiți de probleme. Toți avem probleme, toți avem probleme destul de mari, alternează acestea în viețile noastre, vin probleme mici, probleme mari, dar probleme avem cu toții. Secretul oamenilor fericiți este că ei înțeleg că până la urmă noi singuri decidem. Dacă avem așteptări mult prea mari față de viață, față de soartă și toate acestea nu se realizează, noi foarte repede vom intra în depresie și vom fi nefericiți.
Dacă avem pretenții mai mici și noi reușim să realizăm anumite lucruri, toate acestea vor veni ca un bonus, ne vor surprinde în mod plăcut, pentru că noi nu facem lucruri ca să primim. Facem lucruri pentru că așa ne exprimăm, așa suntem noi, așa ne dorim să fim și așa vom face saltul către cel mai frumos eu. Dacă făcând toate aceste lucruri vor apărea mari realizări în viața noastră, aceasta se întâmplă pentru că așa funcționează Universul și nicio lege pământească nu poate opri aceste legi divine. Dacă înțelegem că legile divine funcționează independent de voința noastră și că până la urmă, fie că le cunoaștem, fie că nu, aceste legi funcționează în fiecare secundă a vieții noastre, noi am putea să le accesăm, să le folosim ca pe niște pârghii în viețile noastre și să ne ușurăm viața, să realizăm mult mai ușor ceea ce ne propunem și ne dorim. Până la urmă, fericirea vine din acceptarea prezentului, din realizarea lucrurilor bune pe care le-am făcut până acum, din automulțumirea că am făcut și lucruri bune în această viață. Sigur că nu ne oprim aici și că ne dorim să facem mult mai multe lucruri bune, însă dacă reușim să ne acceptăm condiția, să ne acceptăm momentul de acum, în mod sigur vom putea să ne determinăm viitorul așa cum ni-l dorim. Până la urmă, prezentul este foarte potrivit pentru a acționa asupra viitorului nostru și primul pas este să accesăm acea înțelepciune prin care realizăm că orice acțiune a noastră de astăzi este cea care ne determină viitorul. Nu alții ne fac rău, nu alții pot pătrunde cu răutate și cu bocanci în sufletele noastre, ci noi, permițându-le acestora să intre acolo. Dacă noi realizăm astăzi că nimeni nu ne poate face nefericiți, că fericirea este alegerea noastră, că ține de noi să fim mulțumiți cu ce am realizat, iar acolo unde nu suntem mulțumiți să facem schimbări, chiar acum în prezent, chiar de azi să ne propunem să îndreptăm acele lucruri care nu ne convin, care nu ne plac, fără să dușmănim pe ceilalți, fără să ne luptăm cu ei, pentru că totul ține de noi și de deciziile noastre. Oamenii care învață să se mulțumească cu mai puțin sunt oamenii care vor trăi mai mult, sunt oamenii care vor fi mai frumoși, mai fericiți, care vor realiza lucruri mai frumoase în ziua de mâine. Dacă noi acceptăm ceea ce putem primi de la soarta astăzi, dacă încercăm să schimbăm ceea ce avem voie să schimbăm, să acceptăm ceea ce nu putem schimba și să avem înțelepciunea să le deosebim una de alta cele două situații, în mod sigur vom accesa această stare de bine din interior și vom fi mult mai fericiți. Haideți să ascultăm părerile invitaților noștri despre ce anume le aduce starea de bine, să încercăm să înțelegem și noi ce anume ne-ar putea genera mulțumire în interior, fericire pentru ziua de mâine și apoi să încheiem emisiunea trăgând concluziile necesare nouă. Să ascultăm! Mergând mai departe către starea de bine, care este și titlul și numele emisiunii noastre, ne propunem ca toți oamenii care se uită la emisiunea aceasta să poată accesa mai mult din starea de bine, pentru că dumneavoastră sunteți un om care a reușit să-și găsească echilibrul interior, să fie fericit până la urmă, că asta e cel mai important. Ce recomandare ne-ați putea da? Așa, o părere prin care fiecare om ar putea să învețe și să-i fie mai bine. Este foarte clar pentru mine. Trebuie să te mulțumești acum, în secunda asta, cu ceea ce ești și ceea ce ai. Dar, fiind fericit, mulțumit cu ceea ce ai, familie, proprietăți, sănătate, să zici mulțumesc pentru acest lucru și să gândești frumos pentru dezvoltarea ta, pentru a merge mai departe. Doi oameni în aceeași condiție, cu aceleași venituri, cu aceleași proprietăți, unul care gândește că mulțumește pentru ceea ce are și gândește frumos să se dezvolte în viitor, e fericit. Celălalt, dacă se compară, să zicem, cu Bill Gates, mi se pare că e între primii 2-3 oameni din lumea asta, o să fie nefericit, chiar dacă e cel mai avut om din România. Atunci depinde totul, fericirea și starea de bine depinde de noi, cât de mulțumiți. E o stare interioară, din nou interioară, în care găsești un echilibru și care
te ajută, indiferent unde ești, există oameni care au conturi extraordinare și proprietăți, sunt nefericiți și sunt oameni care abia reușesc să-și ducă familia de pe o zi pe alta și ei găsesc resursele să fie fericiți. Nu zic că trebuie să aplicăm fericiți cei săraci cu Duhul. Este ceva care poate genera o discuție și o emisiune dedicată. Dar fericirea o găsești și starea de bine o găsești în interiorul tău. În primul rând, prin a fi mulțumit cu ceea ce ești, unde ești. Pentru că ceea ce ai gândit, ce ai gândit tu, te-a adus unde ești. Să fie sincer cu ei. Cum se spune la noi în poporul român, să stea strâmb și să-și zice drept. Pur și simplu. Sinceritate. Adică să nu mai fugă. În momentul în care merge repede pe stradă, să meargă mai încet. Și atunci el se va ajunge pe sine. Și în momentul în care el se va ajunge pe sine, atunci va avea o stare de bine. Asta e primul lucru. Nu mai alergăm pe stradă, nu mai suntem disperați de orice lucru, pentru că oricum manifestarea Universului este. Noi nu putem să o facem în niciun fel. Este lumina divină care vine către noi și noi proiectăm ceea ce suntem. Dar dacă lumina nu este, pur și simplu, noi nu avem ce să proiectăm. Asta înseamnă că dacă stăm pe loc, lumina se întâmplă și asta. Dacă stăm pe loc, ne bronzăm, nu? Adică, efectiv, arătăm mai frumoși chipurile. Sau cine știe. Da? Deci, oamenii așa trebuie să fie. Să fie sinceri cu ei, în primul rând. Să fie sinceri cu partenerilor. Să iubească. Dacă iubesc, dacă nu iubesc, să plece. Pur și simplu. Să nu au nicio treabă. Să nu se mai agațe de gâtul altora. Adică, fără tine nu mai pot. Sau fără nu știu ce nu mai pot. Oamenii, unii dintre noi, suntem ca plantele agățătoare. Așa, ne agățăm pur și simplu că am găsit pe cineva și ni se pare că e el totul, da, adică stâlpul stabilității mele. Să ne mai agățăm. Să fim noi înșine. Să citim. Să ne uităm la un film frumos. Să ne îmbrățișăm. Să ne pupăm. Asta e sună. Să ne plimbăm de mână pe stradă. Pentru că și când te ții de mână, e o chestie. Pentru că avem 5 degete, persoana respectivă are tot 5 degete, 5 plus 5 fac 10. Deci este chiar universul în manifestare. 1-0. Că nu degeaba sunt lucrurile așa. Și atunci eu cu ea, dacă mă plimb de mână, suntem universul în manifestare. O parte masculină yang și o parte feminină yin. Sunt gesturi minore. Să le facem. Să facem ce ne place și pur și simplu să fim sinceri cu noi înșine. Uite, eu mi-am împărțit totdeauna viața, am avut așa o triadă, ca să spun așa. A fost partea de business, ca să spun așa. Ceea ce la început era școala, după aia era facultatea, după aia era serviciu. A doua parte a mea, ce făceam ca hobby, ca plăcere, da? Ceea ce a fost sportul foarte mult, ceea ce astăzi continuă să fie sportul, nu cel neapărat de performanță, ci un tenis, un ski, o scufundare, da? O vacanță frumoasă și așa mai departe. Și a treia parte, partea umană, care în tinerețe era prietena, după aia soția, copiii, familia. Da? Aceste trei părți reprezintă un tot unitar pe mine. Fiecare reprezentând o treime, un 33%, da? Să spunem așa. Driverul meu în viață a fost când una din cele trei are o schimbare, celelalte două trebuie neapărat să fie foarte puternice. Niciodată nu am gestionat în așa fel, din astea trei, să n-am schimbare la două din ele simultană și să mă agăț numai de una. Totdeauna să fie două mai puternice. De ce? De exemplu, dacă aveam un examen, da, la facultate, să zic așa, și aveam și o discuție cu prietena din timpul respectiv sau așa, încercam să amân discuția după examen. Chiar dacă mă rodea și așa mai departe. De ce? După un examen luat, ai mult mai multe șanse să fii mai calm,
Pentru că, normal, finalitatea acelei discuții poate fi influențată prin starea în care ești spre binele care îl vrei tu. Deci eu cam așa am funcționat, am căutat starea de bine să fie toate trei părțile astea care mă reprezentau bine. Dacă una nu merge, mă ajutam de celelalte două, da? Care matematic, inginer fiind, mă autosugestionam că reprezintă 66%, deci clar mai mult decât cealaltă, deci nu are cum să nu fie bine, da? Dar căutam totdeauna să, driverul meu să fie în așa fel încât și pe a treia să o aduc lângă celelalte două. Un sfat. Cum se simte starea de bine? Trebuie să acceptăm că starea de bine nu este produsă doar de obiectele materiale, în primul rând. Starea de bine este ceva ce este în noi. Câteodată, eu cred, limba română are două expresii, cuvinte foarte frumoase, pe care oamenii le folosesc ca și sinonime, iar eu le înțeleg un pic diferit, fericirea și bucuria. Eu consider că toți ne naștem fericiți. Bebeluși, copii sunt fericiți. Toți suntem fericiți și confundăm bucuria cu bucuria. Bucuria pentru mine se produce când primești cadouri, lucruri. Deci trebuie să existe ceva ce te va declanșa acel sentiment. Dar fericirea este o stare în sine în care ne naștem. Da, copilul râde, zâmbește și nimeni nu-i povestește bancuri, dar nimeni nu-i spune lucruri haioase, ci ei sunt fericiți. Da? Și nimeni, pe de altă parte, nu ne împiedică să nu fim fericiți în continuare. Din păcate, iarăși mă reîntorc la educație, noi am fost educați să condiționăm fericirea. Și prin asta am confundat-o cu bucuria. Da? O să fiu fericit când o să termin facultate. Ok, ești fericit, sunt fericit. Și durează fericirea aia puțin timp, care de fapt e bucuria. Și când o să fii fericit? Păi când o să am un loc de muncă. Bun, îți găsim și locul de muncă. Și când o să fii fericit? Păi când o să mă și căsătoresc. Și te căsătorești. Și trece până și acum ești fericit? Nu sunt fericit. Și când o să fie? Când o să am și un copil? Și tot așa amânăm acea fericire, o condiționăm și lumea caută fericirea. În loc să o caute în ei, ea o caută în exterior. Bucuriile sunt în exterior. Fericirea izvorește din noi, așa că starea de bine este a noastră. Da? Poți să ieși afară, să te plimbi cu bicicleta, chiar dacă ai o tonă de probleme, dar în acel moment poți să faci o scurtă analiză. Analizează, te simți bine pedalând acolo, mergând prin oraș? Ba da, te simți bine, că altfel n-ai ieșit. Și atunci, starea de bine este ceva ce trebuie să reexersăm, pentru că tot timpul am, iar asta înseamnă doar să te concentrezi, să-ți îndrepți atenția spre lucrurile care ți le dorești. E și forța motrice, pentru că într-un final pot să spun un lucru, un lucru care pentru mine este important și constat citind diverse biografii. Este să nu renunți niciodată la visele tale. Reiați-le, chiar dacă sunt extrem de îndrăznețe, și ține-te de ele. Oricât de incredibile ar fi, oricât de, nu știu, SF ți s-ar părea, reiale, vezi dacă există elemente, da, care să le și concretizezi și apucă-te pe acel drum. Mergi pe acel drum pentru că ăla este drumul unde vei descoperi după aia, la final, dacă e prea mare acel vis, dar cu siguranță va exista unul un pic mai mic, dar de departe mai mare decât situația în care te aflai. Așa că oamenii de succes niciodată n-au renunțat la visele lor. Fie că e vorba de un succes emoțional, fie că este vorba de un succes spiritual sau succes material. Ideea este să nu renunți la vis și să persiști. Să persiști și la un moment dat o să vină. În primul rând să caute binele. Starea aceasta nu am de la mine, starea aceasta ne-o dă Dumnezeu.
Și ați urmărit așa niște pași care de fapt sunt pași pentru fiecare să ajungem la această stare de bine. Trebuie să căutăm să fim buni, să fim blânzi, să căutăm schimbarea cu noi, să căutăm această meditație. Deci toate acestea sunt de fapt niște trepte care ne duc spre starea de bine. Dar este important ca eu să-mi doresc această stare de bine, să o caut, nu să aștept ca ea să vină. Pentru că nimic nu se dobândește, cel puțin pe partea aceasta, binele se face foarte greu, ci trebuie să ne străduim, să ne nevoim. Spune frumos Sfântul Apostol Pavel că nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc. Să nu credeți că este ușor să ai o stare de bine, ci trebuie să muncești, să muncești cu tine, să te educi pe tine. Sigur că sunt și zile în care nu ai această stare de bine și asta arată că ai pierdut harul lui Dumnezeu. În momentul în care ai această stare de bine, este harul lui Dumnezeu și te minunezi și spui oare cât va fi cu tine această stare. Pentru că orice jignire cât de mică, orice întristare a semenului tău poate să ducă la pierderea acestei stări de bine. Deci este foarte important să căutăm această stare de bine, dar să o căutăm, să le dăruim celor din jur și atunci vom dobândi și noi. Nu să o am eu, ci să caut în jur, să fac binele în jur și după aceea voi avea și eu. Sper că v-au plăcut părerile invitaților și mie mi se par foarte utile pentru că fiecare avem liberul arbitru al nostru, avem voie să judecăm așa cum dorim, avem voie să decidem așa cum ne dorim viitorul și mi se pare foarte profund să ne gândim că până la urmă, la naștere, Dumnezeu ne dă fiecăruia exact decorul de care avem nevoie pentru a ne împlini cu brio misiunile din această viață. Dacă suntem dispuși să vedem acest decor, să folosim aceste pârghii pe care le primim pentru a realiza lucruri minunate, dacă suntem în stare să ne mulțumim cu ceea ce realizăm frumos, cu ceea ce este bun și să facem faptele în consecință, fără să ne condiționăm, să-i condiționăm pe ceilalți de ceea ce ne oferă ei, ci pur și simplu să nu ne așteptăm să se întâmple lucruri bune de la alții, să facem noi tot ce putem, 100%, iar apoi să vedem ce ne rezervă viitorul și universul. În mod sigur că dacă reușim să folosim decorul dăruit de Dumnezeu nouă, că absolut orice ne dorim să află acum lângă noi, oamenii de care avem nevoie se află în jurul nostru, oamenii de la care avem de învățat se află alături de noi și să acceptăm să nu mai criticăm atât, să înțelegem că până la urmă e liber să-și tragă propriile concluzii, să facă acțiunile pe care și le dorește, pentru că de-aia avem liber arbitru, însă apoi să trăim cu acele concluzii și consecințe, vom realiza un mare pas înainte și vom realiza lucruri minunate. Starea de bine este în interior, și vă invit ca împreună, începând de astăzi, să o accesăm cu toții și să fim mai fericiți, să trăim ziua de mâine cu mai multă bucurie. Vă aștept cu drag marțea viitoare, având o nouă temă frumoasă, norocul și cum îl putem accesa. Și până atunci vă doresc să alegeți starea de bine, să o trăiți, să o aduceți în prezentul dumneavoastră și să așteptați cu bucurie viitorul care nu poate fi altul decât frumos. La revedere!